Doamna Nina! Da! Doamna Nina, bună ziua! Bună ziua! Bună ziua și la mulți ani, doamna Nina! Eu știu că astăzi sunteți sărbătorită. Da! Așa? Mulțumesc! Să fiți sănătoasă! Eu mă numesc Rodica Caraoș și cineva care vă cunoaște, cineva care vă respectă, m-a rugat să vin astăzi la dumneavoastră cu un mesaj așa, mai special, de felicitare. Puteți să mă ascultați, vă rog, și o să vă dați seama din partea cui. Uitați, vă întorc telefonul într-așa mod, pentru că înregistrez mesajul, dar înainte de a da citirii cuvintelor pe care le-am scris din suflet, vreau să vin cu un sincer la mulți ani, doamnă. Trăiască la mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască la mulți ani. Dar cine să trăiască, dar cine să trăiască la mulți ani? Doamna Nina să trăiască, doamna Nina să trăiască la mulți ani. Vă deranjez, sunteți la muncă, așa? Ok. Vă rog să vă acomodați undeva. Am arătat pe doamna mea. Da, da, eu vă înțeleg perfect. Vă rog să vă acomodați undeva și să mă ascultați atent. Vă ascult, gata. Ok. Am scris o poezie pentru dumneavoastră. Cerul afară e senin. De nouri buhăd răzvățat, miroase a harbuz în curte, căci numai ce eu l-am tăiat. Să-l mâncăm imaginând că ești acasă, aici, cu noi. Dar să știi că-ți simțim lipsa, îmi curg lacrimi în ochi și roi. Mama mea sfântă și blândă, vin cu sufletul în zbor. Vreau să mă simți un pic aproape. O clipă, doamna Nina, că s-a emoționat și computerul meu aici. Așa. Mama mea sfântă și blândă, vin cu sufletul în zbor. Vreau să mă simți un pic aproape, căci știu că te usuci de dor. Dorul acesta s-a legat ca o piatră rece, grea. Mi-aș dori să nu mai fie, să nu-l știe nimeni. Te-ai născut la Corjeuți, din oameni simpli, gospodari. Cu 59 de ani în urmă s-a început al tău destin. Două surori ca două flori, cu speranțe, vise mari, iar când aveai 18 ani, s-a transformat viața în chin. Căci a încetat atunci să bată inima mămicăi tale. V-ați rătăcit de atâtea ori și ați blestemat traiul hain. Viața voastră s-a schimbat și constrânsă de circumstanțe, te-ai căsătorit de vreme și 3 copii mama ai născut. Mulți sunt recunoscătoare că 2 frați mi-ai dăruit. Mâna ta neobosită întotdeauna a muncit. Făceai și mături, vindeai brânză și legume și o casă ați construit. Câte mamă ai răbdat și ce mult ai suferit. De 3 ani ai apucat drumul în străinătate. Să ne ajuți să ne descurcăm și să avem și noi de toate. Azi din inimă îți mulțumesc, întâi de toate că existi. Mereu în tot mi-ai fost alături, chiar de ți-a fost greu să reziști.
Găluștele tale, mămică, foarte tare îmi lipsesc. Colțunașii, plăcințelele, gustul lor nebun de bun, peștele prăjit mâncat pe lejancă, câte amintiri adun. Este ziua ta, mămico, 59 de ani împlinești. Icoană în viața noastră, pentru mine ai fost și ești. N-am cuvinte, mamă sfântă, să-mi exprim recunoștința pentru viața ce ne-ai dat, pentru trudă și credință. De-am greșit cumva vreodată, îți cerem, mamă, iertare. Te port în suflet și în gând și îți mulțumesc pentru răbdare. Vreau să fii aici cu mine, să-ți simt bătaia inimii. Mă rog mereu la Dumnezeu să-ți dea puteri, sprijin să-mi fii. Doamna Anina, îmi cer scuze pentru că baza muzicală la mine s-a oprit din careva motive, dar cuvintele, mesajul, cred că a ajuns acolo, la sufletul dumneavoastră. Și v-a încălzit inima. Știu că sunteți de 3 ani departe de casă, departe de copii, nepoți, departe de pământul natal. Surpriza vine din partea copiilor. Cea care a apelat la mine a fost, desigur, v-ați dat seama, fiica Ana, la care se alătură feciorul dumneavoastră, o secundă, feciorul Vania și Dorin, corect? Da. Ginerile Gheorghe, nepoței Denis, Ghițucă și Delia. Corect? I-am spus numele la toți? Da, da. Vă ofer cuvântul, doamna Nina. Vreți să le transmiteți ceva pe această cale? Sunt și eu puțin emoționată, că-s departe de ei și nu putem fi împreună. Și le spun mulțumesc mult, mult, mulțumesc din suflet. Și dacă am biruit și am putut să trăiesc și să merg mai departe, am biruit datorită lor. Ei sunt forța mea. Mulțumesc din suflet, îi pup și îi iubesc foarte, foarte mult, pe toți. Să vă dea Dumnezeu sănătate și să reveniți acasă cât mai curând. Sunt și eu plecată, doamna Nina, departe, de mulți ani, aproape 20. Vă urmăresc. Vă urmăresc și vă urmăresc și am avut plăcere de emisiunile dumneavoastră și de tot. Și vă mulțumesc din suflet pentru felicitare. Foarte plăcut. Vă doresc și dumneavoastră sănătate, o zi bună în continuare. Mulțumesc din suflet. Mulțumesc și iubesc mult cum vine copii. Doamna Nina, eu vreau să vă cânt. Mai aveți câteva minute pentru mine? Ok, vreau să vă dedic mai întâi de toate o melodie frumoasă pe care o merită toate mamele, dar astăzi răsună în special pentru dumneavoastră. Se numește Numai Mama. Numai mama știe cu cât greu crește un copil și cât dor poartă în suflet atunci când copiii cresc și zboară de la cuibul lor. Te rog, te rog, mamă, știu că poți să mă ierți pentru lacrimi, pentru nedormite nopți. Nu am, n-am atâtea cuvinte.
dacă-mi vrei mie bine, să ai grijă de tine, ca să ne avem mai mult. Iar eu voi fi fericită, știu că asta-i tot ce-ți dorești. Mamă, îți mulțumesc că așa, da, vă mulțumesc mult din suflet și dumneavoastră și copiilor și vă doresc mult sănătate și să reușiți și mai departe să aduceți zâmbetul în fața tuturor mamilor. Nu plângeți, vă rog frumos, doamnă Nina. Eu o să vă mai cânt o melodie frumoasă. Este melodia preferată a mamei mele și m-am gândit că o să vă placă acolo de parte de casă, să vă simțiți măcar o lecuță cu sufletul acasă. O melodie frumoasă, așa un pic mai veselă, da? Ca să îndurați străinătatea mai ușor. Și atunci când o să vă fie trist, să puneți filmulețul ăsta, să-l ascultați și o să vă mângâiați o leacă inima. Melodia asta e frumoasă, mama mea, cum e o bun, cum e cel mai fericit om. Am cea mai frumoasă mamă, se numește. Pentru mama, că mama-i cu vorbe bune, n-am ca ea pe altă lume. La oglindu-o ajut să-și lege năframa. Mi-aș da viață, mi-aș da viață, mi-aș da viața pentru mama. Stau acum și îmi dau seama cât aș face pentru mama, că mama-i cu vorbe bune, n-am ca ea pe altă lume. La oglindu-o ajut să-și lege năframa. Viața pentru mama. Când nu mai avem mamele în viață, ne-am dat într-adevăr viața pentru mama. Așa, doamna Nina? Eu știu că dumneavoastră de micuță nu mai aveți căldură ei, dar sunt sigură că este îngerul dumneavoastră păzitor. Să fiți sănătoasă. Mă
și îmi dau seama câte aș face pentru mama. Că mama-i cu vorbe bune, n-am ca ea pe altă lume. La oglindă o ajut să-și lege năframa. Ce n-aș face, ce n-aș face, ce n-aș face pentru mama. Stau acum și îmi dau seama câte aș face pentru mama. Că mama-i cu vorbe bune, n-am ca ea pe altă lume. La oglindă o ajut să-și lege năframa. Mi-aș da viața, mi-aș da viața, mi-aș da viața pentru mama. Iar din ceea ce am înțeles, fiica dumneavoastră, Ana, și-ar da viața pentru dumneavoastră, pentru sacrificiile pe care le-ați făcut, pentru sfaturile care ei le-ați dat, pentru că i-ați îndreptat pașii. Doamna Anina, și spuneți acolo, vă mai cânt, eu am mai pregătit o melodie. Dacă vă faci plăcere, eu vă mai cânt. Dacă sunteți la muncă și nu puteți, eu închid. Nu. Poate? Cântați. Ok, spate. Bine. Să cânte muzicanțe pentru doamna Nina. Să audă străinii cât suntem noi din sufletiști și bogați la suflet. Și ne mulțumim cu puțin, sărbătorim cu inima. Ei sunt lucruri care nu or să le înțeleagă niciodată, părerea mea. Așa e omul cât trăiește, tot adună bogății. Tinerețea-l părăsește, lăsă grijile pustii. Așa e omul cât trăiește, tot adună bogății. Tinerețea-l părăsește, lăsă grijile pustii. Doamne, de-aș putea ni să-i opresc, tânăre aș fi o viață. Dar nu pot nici azi, vreau să chefuiesc, să mă strângă badea-n brațe. Lume, draga mea, ia aminte ea, ce verzi azi nu găsești mâine. Mete-te și bea, iubește cât poți, un pahar acum cu mine. La 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 la. Trece vremea care e bună, drag filme să trăiesc. Ce-am iubit până acum, stâng la piept și prețuiesc. Trece vremea care e bună, drag filme să trăiesc. Ce-am iubit până acum, stâng la piept și prețuiesc. Doamne, de-aș putea ni să-i opresc, tânără aș fi o viață. Nici azi vreau să chefuiesc, să mă strângă badea-n brațe. Lume, draga mea, ia aminte ea, ce vezi azi nu găsești mâine. Mete-te și bea, iubește cât poți, un pahar acum cu mine. Și doamna Nina, la 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 la. Ecco, s-a terminat muzica mea. O vrut cineva acolo să întrerup. Să fiți sănătoasă, să doamne. Fiți sănătoasă, să reușiți să faceți pe parcursul anilor multe surprize plăcute pentru tot, pentru toți, pentru toți. Vă doresc mult sănătate și vreau să le mulțumesc scumpilor, iubiților mei copii, nepoței. Aș fi vrut să fiu alături de ei, dar eu vă doresc din tot sufletul anul viitor. Nu zic mai mult, anul viitor să fiți acasă, de ziua dumneavoastră. Și dacă trebuie, mă organizez și vin la Moldova și vă fac surpriza pe viu. Bine? Vă mulțumesc mult, o zi bună în continuare. La revedere. Mulțumesc mult, mult sănătate. Sănătate, la revedere, doamna Nina. Vă mulțumesc.